Cu viața, cu sistemul, cu instanța și a câștigat. Amelia Antoniu, soprana care a fost la un pas de moarte, a trăit astăzi unul dintre cele mai frumoase momente din viață. Botezul fetiței sale. După ce în urmă cu un an și-a revenit miraculos din comă în februarie anul acesta și a îndeplinit cel mai mare vis, a devenit mamă. Alexia a fost creștinată la Biserica Popa Tatu din Capitală. Bine-ați venit, vă pupăm cu drag! O voce caldă, o luptătoare, iar acum o mamă împlinită. Amelia este artista care a câștigat pariul cu viața. A trecut cu bine peste toate obstacolele, iar acum se bucură de fiecare moment. Se botează roaba lui Dumnezeu, Alexia, numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin. Așa cum a trecut peste hopurile astea care le-a oferit viața, să lupte în continuare și să ajungă să se bucure cât mai mult de viață. O ceremonie lungă, dar plină de emoții, atât pentru familie, cât și pentru micuța Alexia. Ne simțim deosebit de fericiți pentru că această zi este cea mai importantă în viața unui om. Împlinit, în primul rând, da, și a venit ziua cea mare. O zi în care Alexia a arătat că este o divă, la fel ca mama ei. A schimbat mai multe ținute. A ajuns la biserică îmbrăcată într-un costumaș roz, iar apoi s-a schimbat într-o rochie cu buline asortată perfect cu o eșarfă. Dar vremea ploioasă a adormit-o pe micuță. Mi s-a părut un pic cam lungă. A fost foarte, foarte cu minte. Alături de familia Antoniu au fost și nașii micuței, cei care i-au cununat pe Amelia și pe soțul ei. Este un miracol pe care Dumnezeu l-a făcut cu Amelia și cu familia lor. Foarte mândri și fericiți că avem o asemenea fină, un dar al lui Dumnezeu. Soprana a fost la un pas de moarte. Anul trecut, Amelia Antoniu a ajuns în șoc septic la Spitalul Universitar din Capitală, după ce s-a infectat la Spitalul CF2 în urma unei intervenții chirurgicale. Soprana și-a revenit miraculos din comă după câteva zile. Nu cred că voi putea vreodată să mulțumesc când de ajuns pentru acest dar. În fine, liniștită, pentru că e o zi de o bucurie lesne de înțeles pentru o bunică. După ceremonie, familia și invitații au plecat spre restaurantul unde vor sărbători creștinarea Alexiei.